În Oceanul Pacific, la nord de ecuator, există o insulă plutitoare, din ce în ce mai mare, de două ori mai mare decât Texas și de trei ori mai mare decât Franța. Este doar un alt exemplu despre modul în care ne tratăm planeta ca pe o groapă de gunoi. Experții spun că în fiecare an aruncăm suficient plastic pentru a înconjura Pământul de 4 ori. În acest ritm, până în anul 2025, vor fi mai multe gunoaie în oceanele noastre decât pești. Deci, cum am putea înceta să fim atât de risipitori? Am putea limita coșul de gunoi al tuturor la un singur borcan pe an? Ar trebui să nu mai folosim smartphone-uri? Sau am putea doar să alimentăm toate deșeurile noastre cu viermi? Să începem prin a privi ideea de a limita pe toată lumea la un borcan de deșeuri pe an, ca să fie exact un borcan de zidărie. S-ar putea să pară imposibil, dar există o întreagă comunitate de oameni din întreaga lume care fac acest lucru. Acestea practică alternative de deșeuri zero, cum ar fi să-și facă mesele de la zero, reciclarea sau reutilizarea tuturor materialelor și cumpărarea numai de haine produse durabile. Deși acest lucru este probabil nerealist pentru unii oameni din lume, din cauza timpului și a banilor implicați, ideile din spatele ei ne-ar putea ajuta să devenim o planetă fără deșeuri. Cum ar afecta o lume fără deșeuri mediul nostru, economia noastră și chiar piețele noastre de locuințe? Ideea principală din spatele creării deșeurilor este un concept care a fost creat în anii 1990 denumit Cradle to Cradle. Este un concept simplu la bază, produsele biologice, cum ar fi produsele alimentare și produsele obținute din bunuri naturale, cum ar fi copacii, sunt utilizate până când nu mai pot fi utilizate în forma lor actuală, apoi sunt defalcate într-un mod natural, cum ar fi compostul, pentru a ajuta la fabricarea de materiale noi. De exemplu, Cradle to Cradle nu înseamnă că nu putem continua să folosim smartphone-uri. Înseamnă doar că trebuie să le reciclăm atunci când se sparg, astfel încât componentele lor să poată fi reconstituite pentru noi bunuri. Dacă am cuprins această idee în viața noastră de zi cu zi, am vedea o reducere a deșeurilor pe planeta noastră. Dar niciodată nu ne vom apropia de obiectivul nostru de deșeuri zero dacă corporațiile nu l-ar îmbrățișa și ele. Unele companii iau deja inițiativă, ei găsesc modalități creative de a face produse mai durabile, reciclând și refolosind articole sau concepând modalități de curățare a pământului pe măsură ce produc produse noi. De exemplu, Adidas a început să producă încălțăminte și alte bunuri din materiale plastice colectate din ocean și reciclate. Dar cea mai bună speranță pentru curățirea actului nostru ar putea fi însăși mama natură. Puterile ei au fost expuse pe deplin când Consiliul Național de Cercetare din Spania a descoperit că viermii de ceară pot mânca și digera plastic. Cercetătorii încă își dau seama cum funcționează, dar ar putea fi o descoperire în a ajuta la scăparea plasticului în oceane. Cine știe câte alte alternative inovatoare ca aceasta sunt acolo, abia așteaptă să fie descoperite. Dacă mai multe organizații investesc în cercetări de acest fel, am putea afla curând. Și fiecare alternativă pe care o descoperim ne-ar putea aduce cu un pas mai aproape de o societate fără deșeuri. Îți poți imagina? Dacă am fi capabili să ne îndreptăm către un viitor fără deșeuri, economia ar trebui să se schimbe, deoarece oamenii nu ar cere sau nu vor accepta bunuri de plastic sau de uz unic cum noi în prezent. Ar exista o cerere redusă pentru spațiul depozitului de gunoi, deoarece ar fi create mai puțin, ceea ce înseamnă că ar fi mai puține deșeuri de eliminat. În mod ideal, pe termen lung, am avea apă mai curată, un aer mai curat, mai mulți copaci și ar fi nevoie de mai puține metale pentru utilizarea în articole de înaltă tehnologie, cum ar fi smartphone-urile. De asemenea, am avea grădini mai bogate, datorită mai multului compost, deoarece mai multe persoane ar contribui la deșeurile alimentare casnice, la coșurile comunitare sau la compostul personal. Cumpărând mai puține lucruri, ar putea chiar să facă oamenii mai fericiți și să poată trăi în case mai mici, ceea ce ar putea ajuta la o scară mai mare să adapteze boom-ul populației pe care îl așteptăm în întreaga lume în următoarele decenii. Oricât de tare sună toate, ar fi foarte greu de realizat. Am avea nevoie de toate națiunile lumii care să lucreze împreună cu o singură viziune unificată. Îți mulțumesc pentru vizionare și te mai aștept pe viitor!